de ce am dat, bă, nu-i normal, bă! Sacarilor, ce faceți? Vă zic, dragii mei prieteni, că am înnebunit pe bune de la atâta carantină. Dar ca să nu nebuniți și voi, frate, activați clopoțelul, pentru că în fiecare miercuri și sâmbătă postez episoade noi la ora 2. Măcar pe voi să vă pot salva, pentru că eu am o nebunie. Astăzi, dragii mei, o să ne uităm la poze care îți creează un anumit disconfort, așa, pentru că nu se împacă inima ta cu ce vede, adică ochiul când trimite la inimă, inima zice nu, eu plec, morți mă, pa. Prima imagine care creează un disconfort sunt eu, pentru că dacă stau așa, uite ce se întâmplă, frate, se întâmplă chestiile astea, ochiul transmite la inimă și inima zice, bă, du-te, schimbă tricou, ia-ți altul. Disconfort aici, asta doar pentru că sunt mai lată numeri, frate, și când ești mai lată numeri, se strânge așa tricou, știi? Nu merge nimic. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNIK pentru o super reducere. Link în descriere. Fiind un om care petrece foarte mult timp pe gadget-uri, pe calculator, pe telefon, pe laptop, chestia asta chiar mă deranjează și nu că mă deranjează, dar simt așa că cum îmi face acupunctură în inimă, frate. Adică îmi face masaj la inimă cu ace și mă doare, știi? Nu știu, frate, trebuie să n-ai deloc artă în tine, să lași așa să se umple laptopul. Bine, și eu fac chestia asta pe calculator, îmi salvez toate chestiile pe desktop, ca deodată, știi, când mă plictisesc, le șterg pe toate și rămâne așa gol. Asta mă face și mă umflă așa frumos. Nici n-am apucat să deschid poza bine. Când i-am citit descrierea, deja mă doare inima. Mi-a făcut iar acupunctură. Mi-a bătut cu ciocanul. Deci că îmi face mici din inima asta. Îmi face carne pe grătar îmi face. Nu-i corect, bă, cine bea lapte cu gheață, bă? Bă, și cu paiul, bă, că mă doare sufletul, mă doar ochii, bă. Bă, simt cum a intrat așa, fiu, a băgat mâna, fiu, și-a scos așa, frate, și mă doare, m-a lăsat așa. Trebuie să lași un like dacă n-ai băut niciodată lapte cu gheață, neapărat. Ciudat e faptul că eu sunt un băutor de lapte înrăit, frate, adică eu beau în continuu lapte, îmi place laptele gol, laptele rece, direct așa, beau în continuu, îmi place, dar nu cu gheață, frate, nu cu paiul, frate, dar... Doamne ferea, bă, lasă-o. Cred că mai bine nu mai discutăm despre lapte cu gheață, că... Nici nu mai... Bă, nu știu dacă să râd sau... E făcută la troll. Știi cum e făcută asta, frate? E făcută cu cap, ca să nu poți să dai apa tare, să consumi apa la oameni acolo, la benzinărie sau unde o fi asta. Un pic deschizi acel robinet, mai întâi te freci, după pornești apa, dă-i un pic așa, iar mai frecea robinet să nu cadă pe tine, știi, că te stropești. Și același lucru s-ar fi întâmplat dacă eu aș fi fost pus să construiesc o asemenea chestie, pentru că ai nevoie de niște calcule, de niște... Eu nu... Nu, perspectivă mai am, dar calcule nu, eu nu. Frate, ce am dat, bă, nu-i normal, bă! Bă, cum e, mă, posibil că nici dacă... A, uite, așa, mă, de fapt, da, uite, omul ăla a reușit să prindă așa... Îmi țin așa portofelul, nu știu cum, dar nu-mi iese, dar asta tu dai seama, oa, bai de cap, îmi ferească sfântul baile. Ideea e că la imaginile astea așa inconfortabile, creierul analizează ce ar trebui să fie de fapt și nu-ți permite așa să vezi ce acolo, că normal, nu știu, vezi mâna așa curbată, așa, știi, dar omul ăla ține, ui, invers, aleu, ferească sfântul, mă simt inconfortabil. Bine, și un pic scârbos dacă stăm să ne gândim, dar asta e, a trecut, hai că a trecut dacă e, că mi-a rămas pe retină, nu mai. Descrierea la poza asta e atunci când lucrezi de acasă, știi, și te îmbraci doar de la jumate, că doar atâta se vede, știi care e coincidența? Că și eu sunt chiloț. Ar fi drăguț să nu vă formați o imagine greșită despre mine, cum ar fi să dea ăștia la măcheavă, la măruță, de la Antena 1 acolo. YouTuber din Bacău care filmează în chiloți, a cucerit, a făcut 1 milion de abonați filmând în chiloți. Cum sună asta? Tu dai seama, te faci cunoscut că filmezi în chiloți, frate, te îmbraci doar de la jumătate. Dar asta e, frate, ce, dacă voi mă vedeți aici, voi aveați impresia că eu mă îmbrac cu șosete, cu pantaloni, mă încalț, știi, mă încalț, îmi pun Adidas și îmi pun... Glumesc, mă, acum mai sunt așa, m-am dezbrăcat pentru video, că mereu filmez îmbrăcat. Da. Adică serios, e doar o glumă, eu chiar filmez mereu cu pantalon pe mine. Mă rog frumos, nu mai îmi dat poze de astea. Uite, așa fac o analogie cu toate fetele, femeile care poartă tocuri și simt așa, simt brusc, cum nu vreau să mă mai întâlnesc cu nicio fată mult timp. Îți dai seama, mi se mai întâmplă și mie în viață, mă duc o fată acasă, îi zic, vreau să ne dezbrăcăm așa, zic, nu, că rămâne cu papuci, știi cum am zis, dar așa până, dar rămâne cu papuci, tu țineți Adidas și eu îmi țină, e bine, așa îmi place mie, cu papuci în picioare. La ce am văzut până acum, având 19 ani, mă simt destul de inconfortabil, dar dacă aș avea 30 de ani și m-aș duce cu copilul în parc, m-aș simți și mai și mai inconfortabil. Zice, tati, tati, hai să mă dau și eu pe banană. Zice, stai cu minte că nu te dai pe... Stai aici, vino la pe bancă, că nu te dai tu pe banană, știi? Zice, hai, tati, că vreau pe capitanul banană. Zic, stai cu minte că nu... Lasă bananele, că nu, gata. Nu știu, frate, ce designer o fi putut să proiecteze așa ceva. E, mă rog, e Doamne, cât de greșit, ce doar. Știi, măcar te zici că era un topogan drept așa, frate. Știi, curge așa drept, zici, bă, te mă dau de-a dura, mă duc drept. A, eu fost distracția, bă, dacă nu-l vezi. Știi, așa, flioștită. Inconfortabil mă face, de fapt, fața lui Capitanul Banană. Ia uite pe hop, Capitanul Banană, cum stă așa cu mâinile. Imaginează-ți că zice Capitanul Banană. Hai pe banană. Vino un pic pe banană, copilul. Hai un pic să te dai pe banană. Cam asta e problema când filmez cu lumină naturală, că m-am întunecat. M-am făcut capul meu. Black, negru, tot. Așa, uite, ia uite, zici că e seară, să mă. Hai că-i dăm noi un pic de lumină aici. Hai că parcă e mai bine un pic. Dar acum a venit și soarele, când am dat de triplă lumină a venit. Eu, bă, lumină, ce aici? Oameni buni, nu-i nevoie de nicio descriere la poza asta, da? Neputând să analizez de fapt cum e fața ei, mă... De fapt, dacă vă uitați foarte atent, unde începe mustața e de fapt buza ei, e partea asta de sus. Uitați-vă foarte atent, aia e mustața, știi, și pe buza de jos și așa a mutat un pic, știi, eu burbi așa un pic mai jos și a făcut buzele mai jos, știi? De asta pare că are fața așa lungă. Bă, lăsați un comentariu dacă voi ați putea să dormiți în patul ăsta, bă, cu mormoloși pe el, cu textura asta de mormolocime, de să stămbă broaștele aici, vai, doamne. Eu mai am obiceiul să mă trezesc seara, să beau apă, să mă duc la baie. Băi, frate, dacă văd așa că cum... Tu-ți dai seama la ce mă gândesc eu când mă trezesc bleg așa din vis, abia văd blurat și văd așa cum se... Îți dai seama când e întuneric, știi? Ochiul încearcă să vadă, știi, mai atent și se face pupila, se dilată pupila. Tu-ți dai seama că îi vezi așa mișcând, așa că... Ai, doamne ferească, sfântul bată în lemn, nu mai... E atât de greșit! Cine face asta, bă? Bă, uitați-vă în ochii mei și spuneți-mi cine Dumnezeu taie pâinea pe lungime, frate. Doamne sfinte. Bă, e incredibil, mi s-a făcut pielea de găină, bă, cum să tai așa, să tai așa o felie de pâine, frate, o ții așa, dacă o zguduri un pic, zici că e foaie, frate, te uiți până vezi prin ea așa, zici că e foaie. Îți faci un sandwich, pui un pic de margarină, s-a rupt pâinea de la mijloc, zici că e podul lui Moise, așa, s-a rupt și direct, du-te, bă, de aici. Nu înțeleg ce e greșit la oamenii ăștia, frate, că prea se întâmplă prea multe lucruri, prea inconfortabile. Cum e chestia asta, care e o chestie destul de deșteaptă, smart, dar e greșită. Îți dai seama, tot un zgârie brânza, un hagetodose de asta, un zgârcit de asta care a fi zis, bă, dar de ce să, știi, să pun apă și la ăla, să cureți așa. Ai făcut pisulica, te-ai încheiat, te-ai spălat pe mâini, curge apa, curăță pisulica, s-a terminat. Curgi și la subiect. Păi tu după ce ai făcut pisulica, curge apă și cu săpun, că știi, în loc să dea banii pe apă, mai dă un pic pe săpun. Că te-ai spălat pe mâini, curge apa cu săpun. Ah, ce frumos miroase în... chestia aia de faci pisulica. Când am văzut-o în prima secundă am tremurat, frate, n-am putut să zic nimic. Deci așa de inconfortabil m-am simțit. Adică nu știu ce să zic, capul omului ăsta vrea să fugă, bă, vrea să se desprinde de aici, să-l tai așa și să fugă, să meargă așa, știi, cum să plece. Nu că dacă mai are un pic să uite direct pe la sub braț, așa cu capul, să mor dacă vă mint, cum să stai așa, bă, dar stai un pic drept, uite așa te uiți pe telefon, stai să vezi, uite așa, ia uite-mă, uite așa, ia uite ce... O prestanță, mă înțelegi? Și că tot vorbeam de telefoane, avem o imagine care ne descrie pe toți perfect și anume asta, frate, adică e vorba de praful ăsta care se pune imediat lângă folia de sticlă sau ce o fi folia aia. Ăștia care aveți folie, uitați-vă acum, frate, și lăsați un comentariu dacă aveți, pentru că eu dacă mă uit, frate, foarte super atent, aceasta e să se focalizeze. Hai că se focalizează dacă e. Bă, nu știu dacă ți se vede, dar imediat acolo după folie am și o praf de asta. Eu îl văd pe cameră, nu știu dacă se vede, dar e scârbos. Și ultima imagine pe care să mă gândesc dacă o pun sau nu în video e cu suportul ăsta de săpun care e o mână, frate. Păi da... Puneți tu săpunul acolo, frate, că vrei să-l iei, uite, ăsta-i săpunul, vrei să-l iei și când îl atingi, iei, uite, atingi așa mâna, știi, atingi mâna aia, frate. Păi atinge tu mâna aia la 2 dimineața, că s-a terminat, nu. Și nu că mi-e rău sau mă simt inconfortabil, mi-e frică, frate, numai că mă gândesc că atinge așa o mână, știi, hop, știi, și mâna aia o atinge așa să iei săpunul, frate, și mâna... Și simți așa, uite, chestia aia de aici, uite, aia de acolo, simți aici, ai, doamne. Nu vă luați suport de sau mai bine zi să pun de la de apeși pe el și stropește așa în mână și te speli așa pe mâini. Da, bă, șacalor, cam ăsta a fost episodul cu pozele inconfortabile. E, mă simt, îți dai seama, mi-a scăzut energia minus 100, știi, așa să... Deci acum văd inconfortabil totul, văd efectiv cum pun cărțile astea și nu s-a nilit aliniate, să vă din confortabilul. Da, să lăsați un comentariu dacă v-ați simțit măcar atâta, știi? Inconfortabil în episodul ăsta, ca să știu și eu că nu singurul. Bineînțeles, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, să facem 200.000 de acolo, să fiți cu mine mereu. Mulți mi-au zis că stă foarte bine cu barbă și cu mustață, unii mi-au zis să mă rad, dar voi face asta, mă voi rade la 1.000.000 de abonați, frate. Până atunci nu m-aș mai vedea fără, frate, chit că e urâtă, știi, dar fără să arăt așa ca un spân, nu mai vreau. Vă pup și vă iubesc, stați în casă sau dacă ieșiți afară, ieșiți singuri, ieșiți un pic până în fața blocului și întoarceți-vă în casă. Nu uitați să râdeți și v-am pupat. Pa, bă!